Ce frumos a fost de 1 iunie. Dar vă numai mamici. Și de ce nu mai vreau și voi? Pe cum trebuie să ajung și eu? Că caut între mamici. Am fost cu bebelina. Păi am văzut că nu mă iei, când vezi mămici, mai multe mămici, nu mai mă iei cu tine. Nu te mai au. De ce cauză? Numai când vă tătiți. Pe ce nu cauți tu? Știi că nu-ți place să stai cu femeile. Aolo, ce rău e, nu-mi place. Ultima dată când te-am luat la Sibiu, ai văzut ce frumos aici. Foarte frumos. Până dimineața m-am distrat. Mi-a plăcut. Păi, ai văzut la 5 unde eram? Te-ai distrat, dar știi că dacă te bagi în discuțiile mămicilor, e de rău. Păi n-ai înțeles că mie îmi place. Îți place, nu? Da. Dar să nu mă cert. Mie îmi place doar să... Inevitabil și aici a fost frumos, ne-am distrat până când m-am întristat, ca să zic așa, nu știu cum să zic. Despre ce e vorba? Uite așa, stăteam și noi la masă că ne-am pus copiii să jucau. Acum la locul de joacă de 1 iunie. A, când ai fost cu Elena și cu... Da, cu Elena, cu Oana, așa? Cu toată lumea am fost, așa. Fetele, copiii să jucau, nu știu ce, am discutat tot felul de subiecte de legate de cum petreceam de ziua copilului. Așa? Și dintr-o dată, ce crezi, mă trezesc că zice Elena că ea gata, are totul planificat, pleacă într-o vacanță. Știi că noi am tot discutat că vrem și noi să mergem în vacanță, să fim cu toții. M-am fost la Sibiu. Obicei. Da, exact, m-am fost la Sibiu când am hotărât să, na, am propus să meargă toată lumea cu noi. Ei, acum ce crezi? Avea deja totul aranjat, a zis că pleacă pe un iaht în Turcia. Zice, gata, plec, nu știu ce, totul, biletele și când, săptămâna viitoare, adică nu ne-a întrebat. Săptămâna viitoare pleacă? Da. Și nu ne-a zis nimic, nu ne-a întrebat. Nu m-a întrebat nimica dacă vrem și noi, dacă putem să mergem, că na, probabil s-o fi gândit că suntem cu astea mici, dar nimica, nicio întrebare, gata, eu am totul planificat, plec singură. Păi și nu i-ai zis... Nu i-ai zis că... Parcă i-ai zis odată, știu că mi-aduc aminte, la Sibiu și la munte i-ai zis, că tu ai luat-o și la munte, ai luat-o peste tot, nu? Ai văzut și atunci la predeaia, am zis să meargă și ea cu noi, să mergem. Și ea! Și de ce nu? Păi da, mami, dar nu vezi că a zis că nu ne ia și pe noi. Cine, Elena? Da, nu știu, nu. Nu cred, mă, cum să nu ne ia Elena, nu cred. I-am povestit astăzi și lui Zuluf ce mi s-a întâmplat, că m-am trezit așa, apusă în fața faptului împlinit că Elena și-a făcuse planuri de vacanță fără măcar să ne spun așa, eu vorbim foarte des cu ea și vorbim despre ce vrem să facem și ce planuri avem aproape în fiecare zi. M-am trezit că de față cu toată lumea la masă a spus că e deja gata, așa planificat, săptămâna viitoare și pleacă, și-a luat și biletele, și-a făcut, cred că, și vaccinul, adică totul a fost planificat din timp cumva, n-a fost chiar așa o plecare spontană. Și unde a zis că pleacă ea acum? În Turcia, pe un iaht. Că sunt niște petreceri pe iaht, ia stai aici. Păi și ce să cauți? Dar n-a zis că se duce cu cineva în lume. De ce, Iza? Te-ai supărat? Nu cred că... Nu știu dacă îl ia și pe Răzvănel. Iza. Apar n-am. L-o lua și pe Răzvănel? Nu cred. Îl lasă acasă. Păi și atunci cum vrei tu să te ia pe tine dacă ea se duce între prietenii ei? Eu nu înțeleg. Adică... Trebuie să o înțelegi și pe ea. Da, mă, dar noi n-am luat-o mereu cu prietenii noștri. Adică care prieten? Că ai zis că se duce singură. N-ai zis că se duce cu cineva. Păi nici și, cu un prieten, nici păi cu copil. Păi și tocmai, poate... Poate găsi și ea pe prințul Charles. Dar nu cred că o incomodam cu ceva dacă mergeam și noi. Dar nu? Ce să cauzi, mă, tu, până la urmă? Dar poate mă duc și eu singură cu Elena, adică care ar fi problema? Da, te las. Mă las? Drum bun. Și că-ți petreceri pe ea? Și tu mergi. Te duci și nu mai vii. E foarte simplu. De ce? Că acolo rămâi. Cum acolo rămâi? Ce să mai cauți înapoi? Nu, iubirea mea. Păi cum, mami, mă distrez și eu un pic, mă întorc acasă, găsim altă... rămâi tu cu... Găsim altă variantă, iubirea mea. Altă variantă? Iza, tu mai, cred, Iza, tu mă lași să plec dacă mai, ar fi să mă invite? Fi, mă, tu ia ascultă-mă, cum zic eu. Eu nu cred că ea... adică din ce am cunoscut-o eu și... Totdeauna ai altă părere la... Ai altă părere la... Când vezi pe la televizor, nu cunoști omul ăla, zici totdeauna, zici despre el că... Mamă, ce figurant e, mamă, nu știu cum e, că fiecare avem o părere a noastră, care ne-o dăm despre ce vedem. Dar eu am cunoscut așa ca om și eu nu cred că ea, dacă era vreo soluție să mergem și noi, nu ne invita. Da, mă, dar ce m-a șocat pe mine e că nu mi-a zis și măcar îmi zicea, bă, nu se poate sau se poate sau știi, adică... Eu nu cred. Știi care e chestia? Că eu de multe ori nu legat de ea, adică, dar de multe ori mi s-a întâmplat să
invit prietenele undeva sau să, de exemplu, sunt persoane cărora eu le-am și găsit joburi, iar după aia când am avut o perioadă depresivă sau așa, nimeni nu m-a mai căutat, nimeni nu m-a mai întrebat, băi, Silvia, n-ai nevoie de ceva? Prima prietenă care eu ți-am zis e să-ți vezi de treabă și ți-ai văzut și... Da, tu ai avut dreptate. Mare de oftică? Că nu mai o bagi în seamă? Tu ai avut dreptate când mi-ai zis la început. Eu când spun despre prieteni și prietene, eu știu mai bine cum e viața cu prietenii, pentru că eu am avut foarte mulți prieteni. Dormeau la mine în casă, pe pernă, le dădeam să mănânce, le dădeam și haine după mine, nu știam ce să le mai fac. Și cum era la primul curs, cum era să mă prindă undeva într-o înghesuială, da, primii mă trădau și fugeau. Asta e, vezi? Deci mai bine ești asta fiecare e cu familia ce vezi. Lui eu și... te-am învățat pe tine și ți-am explicat totdeauna în viață că trebuie să ai grijă cu cine mergi la drum. Iar în ziua de azi, tu nu mai ai cu cine să mergi la drum. Nu contează că e Elena, că e oricine, orice prietena ta. Da. Nu există prieteni în ziua de azi. Prieteni, copilul, familia, exact, și așa mai departe. Cred că soluții existau dacă exista comunicare sau dacă îi păsa măcar că aș fi vrut și eu să merg, știi? Adică asta, pe mine asta mă doare cel mai mult, că eu fac foarte multe pentru prietenele mele, sunt foarte implicată și apoi mă trezesc că sunt așa cumva dată la o parte când mi-e lumea mai dragă, cum ar veni, știi? Adică eu țin cont mult de aceste aspecte, pentru că de la o mică chestie, mai târziu, așa îți dai seama că mai târziu un om care nu ține cont, pentru până la urmă o plecare, nu e mare lucru, dacă nu ții cont de o prietenie în momentul ăsta, atunci când vor fi lucruri mai importante, cu atât mai mult persoana respectivă nu va ține cont. Iza e cea mai supărată, nu-i așa, Iza, dacă nu mergi cu Elena? Și cu Răzvanel? Hmm? Păi poate ne mai rugăm de ea să ne ia și pe noi, trebuie să vorbim. Dar nu cred. Dacă ți-a zis așa că are grupul ei și se duce acolo sau cum ți-a zis, cum ai zis tu? Da, mi-a zis că mai vin unii care sunt cunoscuți sau nu știu ce, cântărețe, nu știu, habar n-am exact ce se întâmplă, dar... Păi și tu ești cântăreață ca să mergi cu ea? E normal? Păi da, dar nu... Și ea la un nivel, nu? Totuși. O trimit pe Iza. Ei... Iza, te duci doar tu cu Elena în vacanță? Eu nu cred, mă, una pe stată. Nu, dacă nu undeva. Nu, 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 nu. Și tati, hai, trece aici. Trebuie să fii supărată tu mai întâi. Înainte, eu din ce... Avem trambulină! Iza, dă-te la o parte. Fugi la trambulină. Și eu din ce văd și ce cred eu așa, Elena totuși te respectă, îi place foarte mult de tine și ai văzut foarte mult că a și spus, s-a spus și în față, 2000 de ori, că ea nu credea că tu ești așa față de cum te știa ea la televizor. Adică fără să te cunoască. Când te-a cunoscut personal și a dat seama ce om ești. Dacă ea va considera că am un motiv de supărare, înseamnă că prietenia noastră poate să continue. A avut un motiv întemeiat și atunci chiar aștept să aud din partea ei că, băi, din motivul ăsta nu ți-am spus pentru că nu se putea sau nu am considerat că te super sau... E, atunci dacă voi vedea aceste explicații, cu siguranță o voi considera în continuare prietena. Însă dacă voi vedea din partea ei că, băi, n-are niciun motiv să se supere, ce dacă nu i-am spus, atunci chiar nu voi mai... avea pe nimeni aproape lângă mine, pentru că îmi dau seama că oamenii nu sunt ca mine și nu țin cont de dorințele mele. Eu cred foarte mult că ea, pur și simplu, dacă are prietenii, s-a dus cu prietenii și niciodată nu avea cum să nu ne invite și pe noi. Da. Cam atâta. Adică ce cred eu despre ea ca persoană.